În ajunul sărbătorii Sfintei Parascheva, două copii aflate în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța au primit taina Sfântului Botez. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Biserica Sfânta Parascheva, Cumpăna. În cinstea hramului, aceste două copile orfane, care au fost botezate de nașele tocmite și rânduite, doamna primar. Să fiți fericiți, iubiți nași, iubite nașe, că ați împlinit această rânduială atât de sfântă și atât de folositoare. Aceste copile vor crește cu vârsta și cu înțelepciunea dacă le veți purta de grijă. Sunteți mamele acestor copile, mamele spirituale, care trebuie să purtați grijă de sufletele celor două copile. Acum ele sunt curate, frumoase, îmbrăcate în sfințenie, mai frumoase ca îngerii și iată au primit fiecare câte un înger păzitor. Acest înger păzitor le va ajuta și le va călăuzi. Creștinarea copiilor din centrele de plasament și a celor aflați în grija asistenților maternali a devenit o tradiție în comuna Cumpăna. Înaintea Sfintei Sărbători am adus o ofrandă. Noi, locuitorii comunei Cumpăna, administrația publică locală în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, încreștinăm copiii părăsiți. Au venit două fetițe păgâne în acest lăcaș sfânt, în al preasfinția sa, Arhiepiscopul Tomisului, cu un sobor de preoți, au încreștinat aceste fetițe. Acești îngeri care au nevoie de ocrotire, de grija noastră a oamenilor, tocmai de aceea eu le mulțumesc nu doar nașilor, preacucernicilor părinți, preoți, locuitorilor comunei, pentru că a devenit o tradiție ca acasă la Cumpăna, în cele două sfinte biserici, să se încreștineze copiii. Copiii care dorim să-și găsească părinți adoptivi și să aibă parte de familii iubitoare și de ocrotire pentru tot restul vieții. În ultimii 20 de ani, sute de copii au primit taina Sfântului Botez cu sprijinul administrației locale și al preoților celor două biserici din localitate. Tot ieri, în orașul Năvodare, a avut loc o procesiune în cinstea Sfintei Parascheva. La cea mai veche biserică din localitate, închinată cuvioasei, înalt preasfințitul Părinte Teodosie a oficiat slujba vecerniei cu litie. Clericii și credincioșii au pornit apoi în procesiune cu icoana și veșmântul Sfintei Cuvioase prin centrul orașului. Tot cu această ocazie au fost aduse spre închinare și moaștele Sfinților Epictet și Astion de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.